Mult găsit la o nouă ediție a Întâlnirilor Capitale. Am ales să vorbim astăzi despre dispariția, despre nașterea, dar și despre păstrarea unor limbi. Sigur, de multe ori ne întrebăm dacă limba ne vorbește pe noi, dacă noi vorbim limba. Și în fiecare zi nu mai luăm seamă la toate aceste detalii. Însă, în prezent, cercetătorii au identificat un număr mare de limbi și dialecte europene aflate în pericol de dispariție în viitorul apropiat, mai precis 154 de limbi și dialecte europene, diferite de dialectele oficiale și cele majoritare folosite curent. Între ele se remarcă unele familiare nouă, precum româna, istro-româna, mecleno-româna, franco-provensala, belarusa, și multe altele, iar pe teritoriul țării noastre este vorba despre dialectul tătărăsc Nogai, dialectul ciangăilor, vorbit astăzi doar de locuitori din județele Bacău, Neamț și Iași, puțini vorbitori, dar sunt și alte limbi foarte rare, precum județmo sau ladino, idiș, saxona transilvaneană, rusina, torlac, ultimul fiind un dialect sporadic prin județul Caraș-Severin. Există sute de limbi și dialecte pe continentul nostru și fiecare este o parte din identitatea Europei. Fără susținere la nivel național, european și local, multe dintre ele vor dispărea în viitorul apropiat. Declara recent François Alfonsi, singurul vorbitor de corsicană din Parlamentul European. Tot despre ce păstrăm, ce avem, și ce uităm, am invitat-o să vorbim astăzi pe Camelia Crăciun, lector universitar la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității București și director al Centrului de Cercetare a Culturii Idiș de la Teatrul Evreiesc. În primul rând, bun venit la București FM. Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație. Am dreptate în ce spun? În principiu, situația văzută din România este destul de tristă în ce privește cultura idiș, însă, în plan mondial, lucrurile nu stau chiar atât de dramatic. După ultimele estimări de la începutul secolului, se pare că ar exista în jur de 1,5 milioane de vorbitori de limbă idiș. Foarte mulți dintre aceștia vorbind idișul doar în anumite circumstanțe sau având cunoștințe pasive de idiș, însă nu cred că situația este atât de dramatică. În România, într-adevăr, sunt foarte puțini vorbitori, în ultima vreme din ce în ce mai puțini, însă se fac eforturi considerabile, atât la nivel academic, cât și în industria spectacolului. Iată, Teatrul Evreiesc de Stat face lucrul ăsta pentru a redeștepta interesul public pentru această parte de cultură evrească, dar și, de ce nu, românească și este europeană. Am înțeles că sunt cam 3-4 modalități prin care o limbă apare și dispare. Fie că la un moment dat într-un loc este impusă o altă limbă de administrații, cum era bunăoară Imperiul Roman, ceea ce a dus la dispariția multor limbi de pe teritoriul său, devenirea unei alte administrații care ți impune o altă limbă și atunci în zona respectivă fie va apare un dialect format din amestecul celor două limbi, fie se va impune dialectul, să spunem, al cuceritorului, poate să dispară de asemenea prin dispariția vorbitorilor sau prin mutarea unor comunități întregi, fie din cauze naturale, și aici mă refer la catastrofe, la lipsa surselor de apă, sau din cauze politice, cum ar fi războaie și multe altele. Ce s-a întâmplat în cazul limbidiș? În cazul idișului sunt mai mulți factori care au dus la situația în care ne aflăm astăzi. În primul rând, să nu uităm că până la cel de-al doilea război mondial și la Holocaust, în Europa de Est, pentru că idișul era specific populația așchenadă stabilită în Europa de Est, întinzându-se ca areal de la Marea Baltică și până la Dunăre,
deci un spațiu enorm, aproximativ 13-14 milioane de vorbitori. Însă Holocaustul a fost cel care a dat o lovitură de grație Yiddish-ului, pentru că peste 80% din victime erau dintre vorbitorii de Yiddish, populația așkenadă vorbitoare de Yiddish. Apoi, tot contextul specific istoriei zbuciumate a poporului evreu a generat acest declin până de curând. În primul rând, după crearea statului Israel, politicile culturale au promovat foarte mult ebraica, iar Yiddish-ul și celelalte limbi asociate cu diaspora au fost oarecum mai puțin favorizate, astfel că, din nou, Yiddish-ul a suferit această cădere în uitare. Apoi să nu uităm că foarte multe persoane care au supraviețuit ororii războiului nu și-au mai dorit să-și mai amintească vorbind de această cultură. Sunt foarte mulți supraviețuitori care au refuzat să vorbească Yiddish după ce și-au găsit un refugiu în altă țară și, în ultimă instanță, modernizarea și procesul de aculturare în noile țări de domiciliu, în Statele Unite, în Europa Occidentală, chiar și în Israel, au determinat, au motivat oamenii să se integreze și să învețe și să folosească mai curând noile limbi. Însă, spre sfârșitul anilor 70, atât în Israel cât și în plan mondial, mai ales după ce Itzhak Bashevis Singer a câștigat premiul Nobel pentru literatură, devenind cel mai vizibil scriitor de limbă Yiddish, tot interesul a devenit orientat către cultura Yiddish. Cam târziu, aș putea spune, pentru că cei mai mulți scriitori, artiști care promovau această cultură nu mai erau deja, însă se observă deja faptul că este din ce în ce mai vorbită. Dar pe de altă parte am observat că declinul începuse puțin înainte. Odată cu emanciparea, când evreii au început să învețe la universități, să iasă din spațiu comunitar, să-și găsească și alte meserii și au căutat să se integreze cât mai mult în societatea din care făceau parte. Adevărat. Și acum, dacă ne întoarcem în istorie, putem să ne uităm și mai mult înspre secolul XIX și la toate lucrurile care au dus la crearea unei culturi și unei literaturi de limbă Yiddish. Dacă ne uităm în urmă, în istorie, înțelegem că până la urmă Yiddish-ul a fost întotdeauna defavorizat în favoarea evraicii. Ebraica a fost limba de cult, limba elitei. Yiddish-ul, așa cum spunea Shulem Aleichem, limba Yiddish a fost practic folosită de masele largi, de oamenii care o foloseau acasă în spații informale și pe undeva nu a fost cumva de interes pentru mulți scriitori să scrie în Yiddish, să facă diverse forme de manifestare artistică până târziu în secolul XIX. Să nu uităm că mai toți primii scriitori au scris sub pseudonim la început, tocmai pentru a nu aduce oarecum această jenă asupra familiilor lor, până când spre sfârșitul secolului XIX, chiar începutul secolului XX, odată cu conferința de la Cernăuți din 1908, mari intelectuali de limbă Yiddish sau nu, și-au dat seama că până la urmă Yiddish-ul este limba cea mai vorbită și cea cu care se ajunge cel mai ușor la masele largi. Și atunci toate lucrurile astea s-au schimbat și a fost din nou o reevaluare a Yiddish-ului în spațiul cultural evreiesc. Ce impact a avut pe teritoriul țării noastre? Nu de alta, dar îmi amintesc că însăși Constantin Tănase și-a făcut debutul într-o trupă de teatru Yiddish, deși nu era evreu. Mai ales după Marea Unire, în 1918, când comunitatea evrească din principate s-a lărgit, incluzând și comunitățile din Bucovina, Basarabia, care au purtătoare ale unei culturi Yiddish foarte consistente, s-a observat inclusiv în București o redinamizare a interesului pentru cultura Yiddish. Bucureștiul a devenit pur și simplu din senin un centru de cultură Yiddish, de unde în spațiul sudic populația evrească vorbea mai ales limba locului, începea din ce în ce mai mult să fie aculturată. Mulți scriitori s-au mutat din Cernăuți, din Chișinău, după Marea Unire, către noua capitală.
Și atunci și teatrul a redevenit foarte important, după ce în 1876 fusese înființat în plan mondial, tocmai la Iași, că tot vorbim despre teatru destul de zilele astea. Și în acest context, cultura Yiddish foarte des s-a văzut pusă în situația de a fi readusă în prim plan prin intermediul teatrului. Teatre evreiești veneau foarte des în România, erau gustate nu numai de publicul de limbă Yiddish și de cei de populația neevrească, dar care cunoștea germană suficient încât să meargă la spectacole. Caragiale avea contacte strânse cu actorii și cu trupele. Titu Maiorescu la fel, sunt atestați și vorbesc despre teatru în operele lor, dar sunt și atestați în memoriile unor actori. Deci e o relație extrem de strânsă și dinamică la începuturile secolului 20 cel puțin. Iar teatrul evresc din București tot atunci a luat naștere? Teatrul evresc din București a luat naștere în forma lui actuală în 1948. Împreună cu un alt teatru despre care acum se vorbește din ce în ce mai puțin, teatrul evresc de stat din Iași, care a existat mult mai puțin, a fost închis la mijlocul anilor 60, dar care avea o structură similară. Să nu uităm că Iașul până la urmă avea o populație evrească în perioada sa de dezvoltare foarte puternică. Aproape jumătate din populația orașului era de origine evrească și vorbitoare de Yiddish. Deci, cu siguranță, un teatru acolo a avut un impact și a fost extrem de necesar. Și Teatrul Evresc de Stat din București este singurul care a supraviețuit până astăzi, cu activitatea neîntreruptă. Iată, anul viitor vom sărbători 7 decenii de la înființarea sa. Și știu că și-a menținut activitatea și chiar a jucat în limba Yiddish, chiar și în momentul în care la noi în țară rămăseseră foarte puțini vorbitori. Așa este. Așa este. Una din dorințele noastre și una din solicitările pe care le are în permanență managerul teatrului, doamna Maya Morgenstern, este de a avea cât mai multe spectacole în Yiddish, pentru că în final asta este misiunea teatrului, de a conserva, teatrului evresc de stat, de a conserva o limbă și o cultură care au reprezentat foarte mult pentru spațiul est european și românesc. Și știu că rămăsese la un moment dat cam singurul din Europa. În momentul de față, probabil că este singurul din lume care are acest statut, această stabilitate, fiind susținut de stat, având o clădire proprie, un repertoriu, o vizibilitate foarte mare. Din păcate, un teatru similar din Polonia și-a pierdut această stabilitate anul trecut. Mai există și alte trupe în Europa, dar comparând, Teatrul Evresc de Stat din București este poate singurul care poate să construiască în jurul său o rețea și să promoveze mai departe cultura Yiddish în plan european și, de ce nu, și mondial. Care este contactul populației nevorbitoare de limbă Yiddish cu această cultură? Pentru că spuneai mai înainte că Bashe Wiesinger a luat premiul Nobel scriind în Yiddish. Dar s-au făcut traduceri, cum s-a întâmplat? Există un contact sau pentru restul este așa ceva necunoscut? Nu, tocmai asta este partea frumoasă a muncii în teatru, în institut de cercetare, în universitate, faptul că se fac demersuri pentru a atrage publicul, chiar dacă este într-o limbă pe care majoritatea nu o cunosc, marea majoritate, cu siguranță, însă tocmai de aceea există tot felul de metode de a aduce oamenii la teatru, de a interesa și de a promova cultura Yiddish și prin alte metode. Spre exemplu, înființarea anul trecut în cadrul Teatrului Evresc de Stat a unui compartiment de cercetare și conservare, tocmai în ideea aceasta a venit, de a atrage oamenii și prin alte metode, de a face spectacol lectură, spre exemplu, în română, din clasicii de literatură, din literatura Yiddish, pentru a prezenta și într-un alt mod. Iar oamenii, odată pasionați, interesați de această minunată literatură, vor veni ulterior să o audă și în original, în cadrul spectacolelor teatrului. Bine, dar oamenii în general, până a deveni pasionați de orice lucru, de orice literatură, trebuie să fie curioși. Cu siguranță. Dacă nu sunt curioși, i-ai pierdut. Indiferent de vârsta acelor oameni, că este vorba de niște omuleți de 7 ani sau că este vorba de niște domni și doamne respectabili de 70 de ani.
Dar pentru că ai vorbit despre literatură, se făceau și înainte, și mă refer chiar înainte de război, în perioada interbelică, au fost făcute traduceri din această literatură, pentru că știu că erau la modă traducerile din literatura engleză, americană, că apăruseră mari scriitori americani, franceză, dat fiind că aici era limba franceză devenise aproape de tradiție. Dar ce se întâmpla cu această, să spunem, literatură, poate pe care unii ar fi considerat-o minoră? Exista o curiozitate față de ea? Într-adevăr, chiar am publicat acum 2 ani o carte întreagă despre traducerile din Yiddish. M-a interesat întâi în calitate de profesor care predă asta. Predau literatură și cultură Yiddish studenților. Și atunci am vrut să văd întâi, pentru mine, cum pot să-mi structurez materia. Și am început să investighez ce s-a tradus, ce scritori nu sunt traduși, pe care i-am putea reedita. Și încetul cu încetul am strâns atâta material încât m-a impresionat câte traduceri au fost făcute, cine le-a receptat, unde au fost publicate, în ce context, modul în care au fost receptate și prezentate de editurile respective. De-a lungul timpului, cred că cele mai vechi traduceri le-am identificat în ultimul deceniu al secolului XIX, sub urma unor mici broșuri, iar perioada interbelică a fost minunată în privința asta. Existau traducători de excepție care cunoșteau perfect ambele limbi, deci erau biling și aproape că rescriau textele pe care le traduceau din Yiddish în română, așa că traducerile sunt de o calitate excepțională. Apoi și perioada comunistă, dincolo de contextul în care promovau textele respective, care deveneau oarecum și reprezentarea unei ideologii pe care o cunoaștem cu toții, calitatea traducerilor era de excepție. Spre exemplu, avem o serie minunată din opera lui Sholem Aleichem. Aproape întreaga lui opera a fost publicată în anii respectivi. Și până de curând lucrul ăsta s-a făcut constant. Din păcate, ultima traducere important a apărut în 2010, ultimul traducător a murit în 2012, Anton Celaru, dar e important și să reedităm acele texte care poate că astăzi au căzut în uitare, nemai fiind disponibile publicului în librării. Nu știe probabil foarte multă lume că ele există în unele biblioteci, dar chiar și acolo am fost șocată la un moment dat, mergând să caut o ediție din Sholem Aleichem, să-mi zică bibliotecara din provincie: Doamnă, mă bucur că ați venit, dacă și ați cerut cartea asta, avea și paginile netăiate, dacă mai întârziați 2 luni, o trimiteam la topit, pentru că există un regulament intern. Dacă o carte nu mai e cerută, nu se știe despre ea, riscă să ajungă pe lista de cărți care nu mai sunt ținute în bibliotecă. Și în felul ăsta, pe undeva, riscăm să pierdem nu doar o traducere de excepție, dar și șansa de a mai avea acces vreodată la ea. Așa că, de curând, am început un proiect împreună cu editura HSFR de a readuce în fața publicului aceste cărți care au bucurat generațiile bunicilor, străbunicilor noștri, într-o limbă excepțională, și de a le readuce în actualitate publicului, atrage publicul, așa cum spuneai mai devreme. Care dintre acești scriitori de care îmi pomeneai mai înainte a avut cel mai mare impact asupra publicului românesc? Cred că toată lumea știe, și oameni care nu știu poate foarte mult despre istoria evrească, de Sholem Aleichem. Partea pozitivă a acestor traduceri din perioada comunistă a fost că au avut un tiraj foarte mare, au fost accesibile, și Sholem Aleichem a fost unul dintre favoriții soartei, ca să spun așa, în perioada respectivă. Iar după Revoluție s-a tradus masiv din Bashevis Singer. Fiind laureat al premiului Nobel, a apărut peste 12 volume, cred, din opera sa. Așa că publicul cunoaște aceste opere literare și cred că e important să le readucem în librării, tocmai pentru că activitatea doar a teatrului, care în momentul de față este singura instituție care promovează cultura Yiddish, trebuie să fie complementată
și prin alte forme de promovare, publicarea unor cărți, evenimente, conferințe, prelegeri de prezentare a culturii și a istoriei culturii yiddish. Însă pe teritoriul țării, dar pe teritoriul țării noastre au existat scriitori de limbă yiddish. Da, cu siguranță. Avem un teatru. Teatrul a început aici, la Pomul Verde, pentru că, să precizăm că în alte țări era interzis ca evrei să-și facă trupe de teatru, cum era în Rusia. Exact. În Rusia chiar a fost interzis nu numai să se formeze trupe de teatru, dar să se facă spectacole. Chiar dacă venea o trupă, nu puteai să joci sub nicio formă. Chiar mă amuzam la un moment dat în memoriile unui actor, citeam că se găseau subterfugii să se joace într-o gară, pentru că era un spațiu oarecum neutru și în cazul în care autoritățile veneau, te urcai repede în tren și plecai. Așa că măcar o parte din spectacol apuca să fie jucat chiar și în această perioadă de interdicții. Într-adevăr, în privința scriitorilor de limbă yiddish din România, se cunoaște destul de puțin, pentru că au fost mai puține cărți traduse și publicate pe piață. Majoritatea operelor lor au rămas în paginile revistelor și ziarelor evreiești de limbă yiddish. Și acum chiar încerc să strâng și să public anul viitor un volum despre opera scriitorilor de limbă yiddish din România Mare, în momentul în care și Basarabia și Bucovina făceau parte din România. Să nu uităm Itzik Manger, vine de la Cernăuți, trăiește peste un deceniu în București, e considerat cel mai mare poet de limbă yiddish. A trecut pe aici, a trăit aici, a scris, a publicat în România și memoria lui nu a fost deloc uitată. Apoi îl avem pe Iacob Sternberg. E mai cunoscut în ipostaza lui de regizor, de dramaturg, de excepție, atât de vizibil în perioada interbelică încât colabora cu teatre neevreie și monta peste tot, pentru că avea o viziune regizorală care îl făcea, spre exemplu, pe Arghezi să exclame într-un articol: nu contează că nu înțeleg limba, mă duc pentru că este atât de interesant spectacolul încât nici măcar nu mai contează bariera lingvistică. Din păcate, Sternberg cumva a fost în situația oarecum ciudată de a avea cariera literară umbrită de cea regizorală și pentru asta a suferit întotdeauna, iar volumele sale au fost mai puțin traduse, din păcate, în ce a română. Scris? A scris poezie? A scris poezie, da, a scris poezie, a scris și piese de teatru, acelea chiar n-au fost traduse, din păcate, nici publicate în presa evrească de limbă română. În schimb, Eliza Steinberg a fost într-o situație mai fericită. Cel mai important fabulist de limbă yiddish e din nou din spațiul acesta de care vorbeam și a fost publicat, în schimb, sunt cel puțin 3 ediții, din nou aproape uitate pentru că au apărut în anii 40-50, însă sunt niște fabule absolut minunate. Anul trecut am organizat un spectacol lectură pentru cei mici, a avut un succes remarcabil, deci chiar și fabulele care nu sunt neapărat doar pentru cei mici i-au atras. Așa că dacă lucrăm inclusiv pentru publicul mic, avem mari șanse să-i aducem mai aproape de noi. Cum astăzi, cât este lumea de interesată de această cultură? Aveți să-l pline? Sau în funcție de cum e vremea afară? Sălile sunt pline. Tocmai s-a terminat Festivalul Internațional de Teatru Yiddish duminică. Fiind coordonatorul compartimentului de cercetare, m-am ocupat de evenimentele, cum le numesc eu, parateatrale. Am avut și o lansare de carte, am avut și două expoziții, una pe care am realizat-o cu colegii mei de la Muzeul Literaturii din Iași, m-a dus niște exponate de excepție, altă expoziție despre istoricul teatrului evresc de stat prin imagini și materiale de prezentare. Și chiar și aici am avut un public interesat, nu numai în zilele în care au fost spectacole, și credeți-mă, spectacole au adus să-l pline. Cred că evenimente de această factură cresc și vizibilitatea și interesul pentru cultura yiddish. Este un public vorbitor de yiddish, nevorbitor? Publicul vorbitor de yiddish este foarte redus, din păcate, dar există un public care este interesat de cultura evrească,
în general. Este un public care cunoaște limba germană și este interesat să vadă, să audă și această formă de spectacol în Yiddish. Există mulți studenți și cercetători care sunt interesați și există populația obișnuită a unui teatru care vine să vadă un spectacol care transmite mai mult decât doar teatru și cultură până la urmă. Pentru că Teatrul Evresc de Stat e într-o situație oarecum excepțională din această perspectivă. Îmi povesteai despre acele seri de lectură făcute pentru cititori de diferite vârste, cu scriitori care au scris în Yiddish și apoi au fost traduși în română. Dar între oamenii de cultură care au scris în Yiddish și scriitorii români, a existat vreo legătură sau pur și simplu se ignorau? Cu siguranță au existat, mai ales în perioada interbelică, cel puțin ce am găsit eu lucrând în cercetare de atâția ani, aceste forme de colaborare și de influențare reciprocă. Dar ce mi s-a părut foarte interesant, pentru că menționai spectacolul lectură, a fost rezonanța pe care o au unele teme în operele scriitorilor și de limbă română și de limbă Yiddish. Am organizat unul din primele spectacole lectură pe care le-am organizat, a fost o paralelă, un fel de introducere pentru publicul care nu cunoaște cultura Yiddish, pornind de la un clasic al literaturii române și ducându-l încet încet către cultura de limbă Yiddish. Astfel că i-am pus alături pe Caragiale și pe Shulem Aleichem prin niște texte care, dacă n-ai fi fost avertizat care este autorul sau dacă nu ar fi existat o anumită culoare culturală specifică adusă de tradiții sau de modul de viață punctual, ai fi crezut că poate celălalt este cel care a semnat rândurile respective. Așa că a avut atât de mare succes spectacolul lectură respectiv, încât teatrul a transformat spectacolul pe care l-am conceput într-un spectacol de repertoriu. Pentru că, până la urmă, despre asta este vorba. De a comunica între culturi și de a scoate în evidență asemănările. Faptul că, până la urmă, ambii scritori erau contemporani, la o diferență foarte mică de ani, s-au născut și au murit, au creat în același spațiu. Mai mult, Shulem Aleichem a vizitat România la un moment dat, într-un turneu de lecturi. Deci era familiarizat, știa, coresponda cu traducătorii lui din România și a dat acordul la un moment dat să-i se publice texte care în Imperiul Țarist, spre exemplu, atunci nu puteau fi publicate. Mie mi s-a părut din opera lui Shulem Aleichem că cel mai tare aduce cu Caragiale Mariembad, un roman epistolar, exact scris în stilul lui Caragiale, schimburi de scrisori în care fiecare încearcă să-l complimenteze pe celălalt, dar de fapt îi spune ce face nevasta lui, ce face prietenului, cine îi face curte cui și așa mai departe. Și romanul unui om de afaceri în care, dacă schimbam numele, puteam să jur că e Caragiale sau unul din contemporanii lui. Așa este. Întotdeauna când citesc Shulem Aleichem îmi răsună în ureche un lucru pe care l-a spus la o conferință Liviu Rotman, și anume că pentru cine vrea să afle mai mult despre istoria socială a lumii evreiești din secolul XIX, ar face bine să nu citească texte științifice. Mai bine să-l citească pe Shulem Aleichem și află cam tot ce e de aflat. Într-adevăr, romanul Mariembad, care a apărut de curând la editura HSFR, este poate cel care spune cel mai simplu lucruri, inclusiv publicului de astăzi. Pentru că este o carte despre intrigă, despre relații de cuplu, despre adulter, despre comicul de situație, despre high life, despre viața în stațiunile balneare centrale europene. E o carte despre care multă lume mi-a spus că cel puțin în momentul când au citit textul respectiv, nu credeau că e scrisă în 1911. Și astăzi, dacă am schimbat numele personajelor, hai, numele personajelor poate nu, dar dacă am schimbat locul și dacă
am schimbat unele cuvinte care sunt specifice acelei epoci, probabil că ne-am putea gândi la orice capitală europeană sau nord-americană a secolului în care trăim și de ce nu s-ar putea face chiar un serial de succes. A, cu siguranță, cu siguranță. Cum, de asemenea, eu cred că dacă cineva vrea să-i cunoască pe români, decât să citească tot felul de studii sociologice, mai mult sau mai puțin, nu știu, reușite, dacă îl citește pe Caragiale, atunci precis s-a lămurit și, cum este vorba aceea, vorbă dulce, dar nu te mai duce. Exact. Îți mulțumesc că ai avut timp și că ți-ai făcut timp să vii să ne povestești lucruri atât de interesante. Te așteptăm și altă dată și chiar dacă acum încheiem emisiunea, consider că nu am încheiat conversația, așa că îți fac de acum o nouă invitație, când vei mai avea timp. Mulțumesc tare mult. Be smart. Be cool. Be fresh. Be FM.